Radical, domn profesor. Radical. Asta le face cel mai tare. Știu pe fratele Pescu. Le știu, le știu, cum să le știu. Da. Problema, exercițiul 2 de la pagina 41. Amic. Radical adânc. Scrieți, copii. Deci 1 întreg și 24 pe 25. Anca vorbește? Introducem întregi fracții și avem 49 pe 24. Pe 25. Asta e. Da, pe 25. A făcut o clasă. Și face radical din 49 supra radical din 25 și egal cu 7 pe 5. Următorul? Radical adânc din 1 întreg și 7 pe 9. Da, te rog. E egal cu radical din 16 pe 9. Egal cu radical din 49. De ce faci? Din 16? A, din 16. Supra-radical din 9. Supra-radical din 9. Și vine egal cu 4 pe 3. Următorul. Radical adânc din 2 întregi și 46 pe 49. Milonat. Egal cu 49 ori 2, adică 98, nu? 98 plus 46 egal cu 144. Deci radical din 144 pe 49. Da. Și egal cu 12 aici spre 7. Radical din, tot adânc, domn profesor, 2 plus 4. Ia, închide ușa că să fie mai călduți. Deci radical din 2 plus 46 supra 625. Supra 625. Și egal cu... Cine vorbește? Tudor? Tudor, da. Vine egal cu radical din amplificăm Tudor și mai să amplificăm cu 625. 625 vine egal cu de 2625 face 2510, 2245, 2612, da? 1250 plus 46. Plus 46 supra 625. Egal mai departe cu radical din numărător, adică din cât 1296 radical din 625, da. Și radical din 1296 36 cred că este, 35 supra 25. Altul. Radical adânc din 3 plus 33 pe 64. Anca? Aducem la același numitor. Da. Amplifică pe 3 cu 64. Și vine 3 ori 4, 12. Plus 6, 18 și cu 1, 19. 192. Plus 33 pe 64. Și egal mai departe cu radical adânc din 225 pe 64. Hai, Anca. Și cum v-am învățat exact. 15. Hai să-i oprice mai mare. Lasă-o și pe ea. Lăsați-mă și pe Anca. Dar vine timpul tău. Trebuie să fie rapidă. Deci egal cu 15 pe 8. Următoarea. Radical H-ul. Mai ușor. Tudor. Radical din 3 plus 253 supra 324. Amplificăm cu 3 cu 324 și vine egal cu radical din 3 ori 4, 12, 3 ori 2, 6 și cu 1, 7 și 3 ori 3, 9. Sub, 972 plus 253 supra 324 și vine egal cu 1225 supra 324 și vine egal cu
35 trebuie să fie. 1225? Da, așa bănesc eu. Da, 35. 30. Știi unde m-am prins? Da, atât e. Mai înainte știi? Deci, da, sus a fost 36 când a fost 1296. Da? De acolo am făcut legătura. Deci 35 și încă ceva cu 5 să se termină, 5. Trebuie să fie 5 ori 5. Da? Și radical din 324 egal cu 18. 18. Bravo. 3 de la pagina 41, măi, dar ce bine merg, domn profesor. 3 de la? 41. Da. E. Radical din 1250 supra 392. 1250 supra 392. Tudor vrea. Tudor, te rog. Radical din 1250. Nu este un pătrat perfect. 35. A, da, simplificăm prin 2, sus 65, supra, radical din 392 împărțit la 2, radical odată, 9, 6, 96. Și vine egal cu 25 supra 14. 14. Nu știu fizica, nu am o fizica, domnule. Da. F. F. Radical din 775. 775. Supra 768. Miruna. Hai să vedem. 675 cu 768. Cumva se simplifică prin 3? Hai să vedem. Da, se simplifică. Da, se simplifică. Da. Atunci. 675 împărțit la 3. 225. 225 supra 768 împărțit la 3. 256. Ce știu, domn profesor. Da. Păi, eu zic să folosim, nu mai folosesc calculatorul, că atunci la lucru nu aveți. 15. Da? La locul când avem acolo, Miruna, la clasă, hai, la clasă nu avem cum calculator, fără calculator. Bă, dar pe noi le lasă la teză cu calculator. Vă lasă cu calculator? Da, am întrebat și a zis că avem voie cu calculator la teză. Wow! Wow! Nu-i prea corect, pentru că atunci face cât 15? Pe 16. Pe 16. De-aia uităm doar la mulțirii, la împărțirii, că facem chestia asta. G. Radical din 486. Supra 384. Da. Supra 384. Da, da. Hai, repede. Se simplifică prin 486. Prin 2. Se simplifică prin 2. Radical din. Și lui Cosmin? Da. Să vină Cosmin. Cosmin, vină, nu face să nu stai acolo. Radical din 243. Supra. Păi. Se poate? Da. Nu mai țin, asta și firmează. Unde vă trebuie? Deci, radical din 484 împărțit la 2, 243. Da. Supra radical 384 împărțit la 2, 3, 2, odată, restul 1, 1, 18, de 6 ori. Hai, Miruna, lucrează. Am lucrat. Unul de... De 8 ori. De 9 ori. De 9 ori? Da. Așa. 169. Și vine egal cu radical din 243... Pe 192. Nu ți-o prin 3 trebuia? Păi aici prin 3, nu? Prin 2 am ales. Prin 2 am simplificat. A, prin 2. Da, da. Da, și 240. Și 243 n-am. Se mai simplifică... 243 nu avem? Nu, dar nu este pătrat perfect. 169 e dublu atunci al 384, nu duc profesor. O greșeală, da. Da. Deci hai să vedem aici, prin cât? Prin 2? Prin 2, da. 2. 2, 4, 3, corect. Da. Și acolo prin 2? O dată. 1, 9, 2. 1, 9, 2. 192, da. Mai merge, mai merge din 3. Mai merge printr-un 3, da? Da, da, da. Și... Radical din bine. Radical 243. La 3, 23 în 24 de 8 ori și 81 supra 64. 64. Și 4. Și face? Și 9.
Da. Supra 8. 98. H. Să zicem. Radical din 125 supra 245. 245. Zici? Radical din 125 supra 245. Anca? Prin 5. 5, obligatoriu. Hai. 5 în 12. 2. Da. 25, 45, 245 de 4. 4, 5, 20 de 4 ori. 45. 4, 5, 20, rămâne de 4, coborâm pe 5, 45. 45 de 9 ori. 9 ori, și egal cu? Egal cu 5 pe 7. 15. Următorul. 4 de la pagina 41. Cine vrea? Eu. Va nu Miruna, Miruna, Miruna. Nu mai vreau. Radical din 26,01. Am vrea. Radical din 26,01. 01. Miruna e egal cu? Este egal cu? Radical din? 5. 5 ori 5, 25. Nu, Miruna. Transformăm în... Deci scăpăm de virgulă. Da, putem face, dar eu zic așa. Ca să vedeți rezultatul. 2601 supra 100. Deci am mutat virgula la dreapta, da? Și pe înțeles. Și acum radical din 2601 face 50, 25 ori 25. Da, 51. Pe 10. 51 pe 10. Termin. Sigur că merge așa, așa. Să extragi radicalul cum știai tu. Mm-hmm. Și pe urmă îți dea cu virgulă și pe urmă 5,1 supra 10, da? Radical din 12,96. Radical din 12? 96. 96. Fac da. Tot așa cum ați zis eu. Radicalul e... Da. Radical din cine? Cine face? 1296 pe 100, da? Da. Câți ori? Egal cu? 36. 30, 36, 36, 6, 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 da? Și, 3. Și vine 3 ori 3 egal cu 9. 9 punem de sub. 12 minus 9, 3. Am ajuns la virgulă, punem la rezultat. Da. Coborâm grupa cealaltă, 96. Dublăm pe 3, facem 6. Și punem 6 ori 6. 6 ori 6, 6. 6, 6, 3, 6 și cu 3, 39. 396, nimic. 6 care a mers, îl ducem la rezultat. Și 3,6. Am lucrat în două moduri. Și aplicând algoritmul și... Păi era 36 pe 10, eu am simplificat, am mai simplificat odată așa. Am scris 18 pe 5, nu era tot corect, domn profesor? Sigur că da. Păi... 36 pe 10, ori sunt 3,6, exact, ori 18 pe 5, tot 18 pe 5, aceeași lucru. D. Radical din 17,64. Radical din? 17,64. Egal cu? Vorbește Miruna? Facem prin algoritm? Nu. Fă-o prin algoritm, te rog. 4, 4, 4, 16, 164, 8 și cât să ne dea așa? Deci 84, 40, 44. Cât face 4? Nu, nu, nu. 42. Da, 42. Tot am înțeles? Deci 4 acolo. Da. După care avem 16. Da. Deci 164. Deci 82 ori 2 cu 164. Și cât e rezultatul? 42. 42? 4,2? Da. Nu uita să pui. Dar n-am uitat, să știi.
Păi, ai zis 42. Corect. Între 42 și 4,2 e diferență mare, de 10 ori. Mm-hmm. Deci 4,2. Ar fi rezultat. Hai să facem și în varianta aceea în care... Cum vedem acolo? Zicem radical din 17,64 este egal cu radical din 1764 supra 100. Simplificăm prin 2. Nu, radical din 100 se extrage perfect. A, 10 și 1764 se extrage perfect. Și îl pătra perfect. Da? Și este 42 este. 42 pe 10. 4,2. Care înseamnă 4,2. Termină te găsiți. Următorul. Radical din 0, am ca te pregătești, radical din 0,0025. Facem și prin algoritm. Lucrează. Păi a pus-o fie în alt cap. Dacă facem așa, nu ar fi din prima 0,05? Da. Nu, păi, eu vreau să vedem prin ambele metode, da? Te rog, Anca. 0... Calculatorul. Coborăm următoarea grupă. Deci punem ce? Deci 0. 0. Virgula, am ajutat de grupă. Coborăm următoarea grupă de două zerouri. Și punem un zero la rezultat. 0. Da. Și vorbă următoarea grupă 25. Și merge de 5 ori. 0,05. Dar acum vreau să vedem și lucrând pe calea cealaltă. Păi am avea 25 supra 10.000. Deci zicem radical din 0,0025. Radical din 25 supra 10.000. Da? Și egal cu radical din 25 supra radical din 10.000. Și supra? 1000. Cum fi 1000? 100. 100, că de la 20 ori înseamnă un 0. Supra 100. Care este cât te faci? 5 supra 100 face 0,05. Că trebuie să pun virgula la stânga, să o mut peste două cifre. Da? 0,05. I. Radical din 1,0404. Miruna? Va fi 1 ori 1, 0,4, adică 4. Îl dublăm pe 1 cu 2 și vom avea cât? 20 ori cât de 0? 0. Deci avem 0. 20 ori 0. Așa, 0, 4, 0. Și avem 404. 20, așa, de 2 ori. 1,02. 1,02, da? Deci așa ne spune Miruna, că ar fi 1,02. Voi ați făcut, ați extras așa? Să vă încălziți, vingeți că este corect? 1,02, da. Iar ce a făcut? 1 a terminat. A fost virgula. A coborât perechea, grupajul 0,4, adică 4. Da. Dublăm pe 2. 20, 0. Deci 2, punem 0, 20. În 4, deci au fost de 0 ori. Coboară grupa următoare, 404, se formează și 202 ori 2. Pune 2 și merge foarte bine. 1,02. Pe de altă parte, Miruna, 1,0404. Poate fi scris că radical din 10.404. 10.404. Supra 10.000. Da. Și știți procuratorul 10.404? 102. Deci 102 supra 102, că pătra perfect, supra 100. Și vă punem peste 0,2. Și punem peste, nu, la stânga? Da, da. Virgula este aici și văzută, ducem la stânga, 1,02. Alte găsiți. Radical din 144, virgulă, 7,205. 0,5. Anca.
Hai să facem și varianta care extragem. Da? Facem de câte două. Da. Deci aici de câte două, da? Da. Și în partea asta de câte două, da? Tot. Da. Ai prima grupă, e 1. Cât face? Cât ori cât să facă 1? 1. 1 ori 1, 1. 4, 4, 7, 0, 5. Dublăm pe 2. 22 ori 2. Da, 22 ori 2. 4 și 4. 72, da. Dublăm pe 12. Dublăm pe 12 și face 24. Oricum. Deci 240 prin 0 sus. Coborâm cealaltă echipă, 0,5, cealaltă grupă. Da, da, așa, vom avea 2400 ceva, ori acel ceva și nu dă exact. Ar fi 3. Înseamnă că este o greșeală. A fost o eroare. Cât? Deci 1,4, deci radical din 1,4,7209. 09. Și e 3 și atunci am avea 12,03. 3 ori 3, da? Da. Care face 72,09 și face aici 3 care a mers, 12,03. Da? Da. 12,03. Iar pe partea cealaltă am cad, radical din 144,7209 poate fi văzut ca fiind radical din, te rog, 1,447,209, deci 447,209 supra 10.000, da? Da. Sunt 4 cifre la decimale și egal mai departe, zicem radical din numărător pe radical din numitor, radical din numărător va da 1203 supra 100 și care îmi dă 12,03. Mami, 5 de la pagina 41. 5 de la 41. E. Radical din 153,76. Radical din 153,76. Radical din 153,76. Da. Tudor. Da, Tudor. Da, care ai 153? Îl facem, îl descompunem sau? Descompunem. Hai să aplicăm algoritmul. Și 1, 1, 1, nimic. Cuvântul 53. 2. Da, da. 20 și cât tot? 53. 22. 2 ori 2. 2 ori 2, 4. 2 ori 2, 4. 44. 9. 9. Da. Cuvântul 76. 2 l-am pus sus. 2 l-am pus sus și dublăm. Da, da, punem virgula, că am ajuns la virgula. Da, punem virgula și dublăm pe 12. 24. Da. Ori. Supărăm în grupa. 976. 20. 244. 4, cred că, nu? 4. Ori 4. Da, 4 ori 4, 16. 4 ori 4, 16 și 1, 17. 2 ori 4, 8 și 1, 9. 976. A mers 4, deci 12,4. Un alt mod de lucru. Radical din 153,76 egal cu radical din 15.376 supra 100 și dă egal cu
Radical din numărător. Cred că face 124, că îi legi de acolo. Da, 124. 124. Supra 100, 10. Da, 10. Face 12, vezi? 12,4. Ceasul cât este? Este și 27 minus 81, ca acolo să fie 8. 97. Tragem din acolo 8. Așa. 81, aici minuna 4,1. Este da, pui... nu, eu am zis 81 ori 1 aici jos. 81 ori 1, da. Da, punem 1, 4,1. Da. Deci vor avea 1644, 1016, 16 acolo. Da, 16. Punem 44. Da. Și avem 82 ori cât să dea, 822 ori 2. 1644 și 4,12. Da. 4,12. Și pe altă carte, radical din 16,9744. 169.744 supra 10.000 și știm pe dată pe fel ca o... Păi știm. 412 supra 100. Supra 100. Și 4,12. Și următorul. Și radical din 37. 37,9456. 9456. Anca? Cât ori cât-ți facă 37? 6. 6 36. 36 scrie 1 coborâm următoarea. Am ajutat virgulă, punind virgulă, să uitați asta că ești. Da, coborâm următoarea. 94. Dublăm. 12. 121. Ori 1, sigur. 121. 3. 7. Și coborăm următoarea grupă. 56. Dublăm pe... O punem unul acolo. 61. 2. 122. Ori 2, nu, nu ori 2. Nu, ori 3. Nu, chiar mai mult. Ori 6. 122 ori 6. 1226 ori 6. Da, profesor, da. Dar 1, 2, 2 și mai trebuie o cifră. 6 ori 6. Eu zic că da, 7.000 merge. Da, exact. 6. 6,16. 6,16 și pe alte care? 37. 56. Da, 10.000. Da, 10.000, corect. Care e 6,16? Păi, o, super. Și da? Hai să facem sinteza zilei. Două probleme de algebră și nu, ce-am discutat algebră? Trapez. Trapez, paralelogram. Linii mijlocie. Linii mijlocie. Trapez, isoscel. Da. Linii mijlocie în... Da, linii mijlocie în trapez și în triunghi. Și în trapez și în triunghi. Paralelogram. Linie mijlocie. Miru? Trapez. Ai, nu am calculator. Triunghi. Ar trebui
mai pic ca să nu mă se vadă așa mare pe bancă. Paralelogram, domn profesor. Da. Și... Ari, da. Păi dat perfect. Stai puțin. Ari, pe aceea trecem la... Da. Da. Cam asta cu la... Da, și la algebră, radical. Radical. Mirem, nu mai la soală, da. Nu mai la soală. Proprietăți. Pătrate perfecte. Da. 3. Al doilea extragere, nu? Algoritmul. Extragerii. Rădăcini. Nu uitați de like și share. Deci, pe prietenii noștri se rugăm să ne ajute cu like și share. Corect. Corect. O seară plăcută, la revedere.